Mai multe rase de iepuri uriași sunt în centrul atenției în acest weekend la Vințul de Jos în Alba. Special pentru ei s-a făcut o expoziție la care crescătorii din Ardeal au adus cele mai frumoase exemplare, iar copiii s-au bucurat de multitudinea de animale. Găinile cu un penaj deosebit au atras și ele toate privirile. Sute de iepuri, mai jucăuși sau mai leneși, dar și păsări de rasă și porumbei au umplut sala de sport din Vințul de Sus, la prima ediție a unei competiții dedicate crescătorilor de profil din Ardeal. Toți au venit croiți să arate cu ce se mândresc. Face parte din rasa berbec german de culoare gri. E un mascul de anul trecut din luna aprilie. E prima lui expoziție. Greutatea lui este 5,8 kg. Poate să ajungă până la 9 kg. Urecheatul a avut concurență serioasă. Este albastru vienez și ajunge până la 5 kg. Trebuie să aibă culoarea, capul, urechile mici, adică scurte, mai late. Acum arbitrăm rasa Uriaș German Grifier, care după 7 criterii de arbitrare. Astăzi am arbitrat doar rasele uriașe, adică cea mai mare rasă de iepuri din lume. Iepurii au fost atent studiați și de copiii din public. Cei mici au stat minute în șir lângă ei să îi mângâie sau să le facă poze. Unii stau să-i mângâi, sunt mai leneși, sunt foarte grăsuți, dar sunt frumoși. Au și culori foarte frumoase, îmi plac foarte mult. Aceștia îmi plac foarte mult pentru că seamănă cu rasa cap de leu și mi se pare o rasă foarte frumoasă și ăștia sunt foarte prietenoși. Au o blană foarte mare și pufoasă. Și păsările au ieșit în evidență, cu penajul colorat și larma iscată. O găină dintr-o rasă deosebită poate să coste chiar și câteva sute de euro. Primele exemplare le-am achiziționat din Germania. Pot fi scumpe, pot fi, încep de la, nu știu să zic, 100 de lei până la, pot costa și sute de euro. Vorbim aici de un exemplar care este de o calitate excepțională. Cele peste 400 de exemplare de iepuri și păsări mai pot fi admirate până mâine.